Președintele Consiliului Județean Maramureș Gabriel Zete a purtat mai multe discuții cu managerii celor patru muzee aflate în subordinea administrației județene. Asta pentru stabilirea bugetului fiecarei instituții în parte. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Județean Maramureș, Muzeul de etnografie și artă populară, Muzeul Județean de artă, Centrul artistic Baia Mare, Muzeul Județean de istorie și arheologie și Muzeul de mineralogie din Baia Mare au primit în 2019 un buget cu aproximativ 50% mai mare decât cel din 2018. În cazul Muzeului de etnografie și artă populară, de la cei 2.163.000 de lei în 2018, s-a ajuns în 2019 la peste 3 milioane de lei. Creșterile Salariale pentru personalul muzeului sunt consistente, de asemenea fiind cu 60% mai mari decât anul trecut. 365.000 de lei vor fi repartizați pentru reabilitarea Casei Poartă. Pentru Muzeul Județean de Artă, Centrul Artistic Baia Mare, s-a stabilit un buget total de aproape 2,3 milioane de lei, față de 1,6 milioane de lei cât a fost în 2018. Peste 300.000 de lei vor fi investiți pentru achiziționarea unor lucrări aparținând școlii de pictură băimărene. Muzeului Județean de Istorie și Arheologie se vor asigura 3,5 milioane de lei. Creșteri substanțiale sunt la cheltuielile de personal, reprezentând 2.250.000 de lei în 2019, față de 1.527.000 de lei anul trecut, dar și la cheltuielile curente, unde se preconizează o sumă de 1.122.000 de lei în acest an, față de 802 milioane lei în 2018. Muzeului de mineralogie din Baia Marei s-a asigurat în acest an 1 milion și jumătate de lei, mai mult decât în 2018 când bugetul a fost de 1,1 milioane lei. Potrivit acelui ești comunicat de presă, cheltuielile salariale cresc de la 695.000 de, de lei, cât au fost în 2018 la mai bine de 1 milion de lei în 2019. Iar cheltuielile cu bunurile și serviciile se majorează de la 363.000 de, de lei la 450.000 de, de lei pentru acest an.